Bine v-am regăsit! De la începutul anului, e-factura a devenit subiectul principal pentru toate companiile și PFA-urile din România. Încă din 2022, sistemul e-factura era operațional, însă până anul trecut se aplica unui număr restrâns de situații. Prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat e-factura a fost Italia, urmată de Polonia, Franța și Germania. Dacă italienii au implementat sistemul în mai puțin de un an, celelalte țări au avut nevoie în medie de 2 ani. Scopul adoptării generalizate a sistemului e-factura din ianuarie 2024 este eliminarea fraudei și evaziunii fiscale. Având în vedere creșterile repetate de taxe și impozite puse pe seama necolectării corespunzătoare, ar trebui să fie o veste bună pentru privați. Dacă toată lumea își plătește partea și la timp, n-ar trebui să mai avem nevoie de creșterea dărilor și mereu peste noapte. Poate acum în sfârșit vom avea și predictibilitate fiscală. O colectare bazată pe cifre reale și în timp real ar putea însemna și evitarea unor proiecții excesiv de optimiste care stau la baza alocărilor din bugetul de stat. Și dacă mai avem mai puține găuri în buget, atunci avem șanse mai bune pentru a consolida un regim fiscal sustenabil activității comerciale. Sau cel puțin, acestea ar fi premizele care să justifice efortul depus de sectorul privat pentru noile cerințe din 2024. Timpul ne va dovedi dacă este sau nu așa. Bineînțeles, simpla colectare a informațiilor nu va rezolva nimic, cum n-a rezolvat nici în trecut. ANAF va trebui să dezvolte noi capacități avansate prin care să transforme în realitate promisiunea făcută, adică combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Asta presupune noi competențe, noi metode de lucru, noi instrumente tehnologice, dar mai ales noi mentalități. Suntem încă în prima lună de adoptare generalizată a sistemului e-factura. Au apărut, bineînțeles, probleme și vor mai fi. De la înțelegerea pașilor de urmat, la găsirea soluțiilor și implementarea acestora, companiile și PFA-urile au o perioadă complicată. Însă digitalizarea fiscală este un proces irreversibil care până la urmă va funcționa. Numai că trebuie să funcționeze în ambele părți, privați și autorități. Infrastructura tehnologică a ANAF ar fi benefic să țină pasul cu noilor standarde, volume de date și situații cu care se confruntă contribuabilii. S-a făcut o schimbare drastică de funcționare și cam peste noapte, care se aplică tuturor, indiferent de obiectul de activitate sau cifra de afaceri. Probabil vor fi necesare ajustări din mers, în special pentru PFA-uri și micro-întreprinderi. Ca orice alt sistem, cu siguranță și acesta poate și ar fi benefic să fie îmbunătățit. O comunicare cât mai bună între autorități și sectorul privat este esențială. Ar fi ideal să renunțăm la adversitate și să înțelegem că singura soluție este colaborarea între parteneri egali. Chiar dacă regula este aceeași pentru toți, soluțiile ar trebui adaptate pentru toate tipurile de antreprenori și situații cu care acesta se confruntă. Eliminarea fraudei și evaziunii fiscale este un scop comun sectorului public și celui privat. Prin urmare, și efortul de punere în aplicare ar fi benefic să fie echivalent de ambele părți. Doar lucrând împreună și rezolvând probleme apărute, putem să ne atingem obiectivul. Iar dacă tot am început acest proces ambițios, poate renunțăm și la dosarul cu șină și multe alte reguli și proceduri similare care nu-și mai au locul și sensul într-o țară din Uniunea Europeană în anul 2024. Să fim consecvenți și să ne asigurăm că întreaga birocrație care macină resurse și energie fără plus valoare va fi eliminată din sistemele centrale și locale. Însă există și un efect secundar mai rar discutat. Parte din procesul digitalizării fiscale presupune colectarea informațiilor confidențiale de tehnologii din exteriorul companiilor. Autoritățile ar fi benefic să acorde o atenție sporită modului în care acest volum imens de date confidențiale este securizat și procesat de sistemele sale, dar și de sistemele privaților implicați în proces. De exemplu, de platformele de facturare digitală. Cu bune și rele, e-factura este un pas curajos către eliminarea fraudei și evaziunii fiscale. Rămâne de văzut dacă până la finalul anului vom fi atins scopul sau doar am creat noi birocrații inutile. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe paginile Adrian Vascu de pe Facebook, YouTube și din aplicațiile mobile din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!